5 miliarde de lei. Am avut execuția la 10 luni de zile și este una dintre cele mai bune execuții, de fapt cea mai bună în ultimii 10 ani de zile, 35,4 miliarde de lei, mai mult decât s-a cheltuit în tot anul în 2016, în tot anul în 2017 sau în tot anul în 2018. De aceea continuăm investițiile și această rectificare asigură resursele necesare. Important, parametrii principale ale acestei rectificări, deficitul bugetar crește de la 8,6% din PIB la 9,1% din PIB, adică 96 de miliarde de lei, iar Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează și a revizuit estimările pentru economia dinamică a PIB-ului, estimează o contracție de 4,2%. Deficitul general, deci creșterea deficitului este de 5 miliarde de lei și aici avem două elemente, o scădere a veniturilor față de rectificarea din rectificarea a doua de 4,2 miliarde de lei, 2,2 miliarde de influențe din negativă ai veniturilor din economie. Și aici trebuie să explic puțin de unde vine această influență negativă. Știți foarte bine că în timpul anului am luat o serie de măsuri fiscale prin care 16 miliarde de lei au rămas la companii. Aceste măsuri fiscale expirau pe 25 octombrie. Am luat decizia de a prelungi aceste măsuri până pe 25 decembrie. În același timp, am luat decizia de a reeșalona datoriile acumulate, datoriile către buget acumulate de companii de la începutul perioadei de stare de urgență până în 25 octombrie. Aceste două măsuri duc la venituri mai mici față decât de ce estimam acum la rectificarea a doua și de aici această reducere de venituri. În același timp, execuția bugetară arată că în acest an, și datorită acestor măsuri, și datorită faptului că am investit mai mult și am luat și alte măsuri care au ajutat economia, veniturile bugetare după 10 luni de zile, veniturile bugetului general consolidat, sunt mai mari decât veniturile bugetului general consolidat anul trecut, într-o perioadă de creștere economică. Și aș vrea să accentuez acest lucru. În perioada plină, perioadă de criză economică, cea mai mare criză din ultima 100 de ani, am reușit încasări la bugetul de stat mai mari decât în perioada, decât anul trecut, când economia creștea. Și de aceea le mulțumim tuturor celor care și-au plătit taxe și au reușit să-și păstreze companiile, să-și le dezvolte în continuare. Ne mulțumim pentru că a fost o echipă în acest an. În același timp, estimăm pentru finalul anului venituri mai mari pentru tot anul decât cele din 2019, chiar și cu această criză. De aceea spunem că economia își revine și este pe un trend crescător. Celălalt element al deficitului, de ce crește deficitul bugetar, cheltuielile bugetului general consolidat ajung la 41,3% din PIB, adică în valoare de 433,8 miliarde de lei. Și aș vrea să vă spun câteva ministere unde sunt alocate mai multe resurse la această rectificare bugetară. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, 1,6 miliarde de lei. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 1,1 miliarde de lei. Ministerul Sănătății, 1 miliard de lei. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltare și Administrație, 1 miliard de lei. Ministerul Fondurilor Europene, 105 milioane de lei. Ministerul Public, 90 de milioane. Și după aceea, Autorizația Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, 19 milioane. Și mai sunt și alte ministere care primesc sume mai mici, dar sunt ministere care primesc sume la această rectificare. Bineînțeles că sunt și ministere care au observat economii după 10 luni de zile de execuție și aceste ministere au pus aceste economii la dispoziția guvernului. După cum știți, rectificarea bugetară este publică pe site-ul Ministerului de Finanțe, este în transparență și vom putea discuta pe marginea ei și în perioada următoare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! În continuare a prezentării actelor normative aprobate în ședința de guvern din această seară, îl invit pe ministrul Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, să ne prezinte câteva dintre proiectele de acte normative așteptate de mediul de afaceri în această perioadă. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc, domnule cancelar. Bună seara. Astăzi, în ședința de guvern, așa cum
am aprobat în guvern ordonanța 130, mai precis modificările la ordonanța 130. Este vorba de acea ordonanță prin care se aprobau schemele de ajutor de stat în valoare de 1 miliard de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii, schema 1 microgranturi de 2000 de euro, schema de 2000 de euro, dar schema 2 granturi de capital de lucru de până în 150.000 de euro și schema 3 granturi pentru investiții de până în 200.000 de euro. Prin modificările la această ordonanță, practic, am suplimentat bugetul schemei 2 până la 1 miliard de euro, de la 350 de milioane de euro la aproximativ 1 miliard de euro, pentru a putea ca toți cei care au depus proiecte în schema 2 de capital de lucru, toate cele 22.226 de firme care sunt eligibile sau care vor fi eligibile în faza de evaluare, să poată beneficia de finanțare. Este o promisiune pe care premierul Orban a făcut-o, este o promisiune pe care guvernul Orban a făcut-o și ne ținem de cuvânt ceea ce promitem și facem. Practic, astăzi am demonstrat că am suplimentat acest buget. De asemenea, pentru schema 1, microgranturi de capital de lucru, am modificat condițiile de eligibilitate cu privire la cifra de afaceri a anului 2019. După cum știți, era de 5.000 de euro. Am modificat această schemă, această cifră de afaceri de 5.000 de euro pentru companiile care sunt înființate în cursul anului 2019. Pentru aceste companii care nu au un an financiar complet, nu au 12 luni, practic cifra de afaceri va fi calculată ca produs între numărul de luni în care firma a funcționat și suma de 415 euro media lunară a celor 5.000 de euro împărțit la 215 euro. Mai mult, pentru schema 1 de microgranturi, am adăugat, așa cum era și normal, a fost o scăpare, întreprinderile individuale și întreprinderile familiare, care, conform legii IMM-urilor, sunt și ele întreprinderi mici și mijlocii. Deci, practic, în momentul de față, schema 1 acoperă inclusiv micii comercianți, micii antreprenori care sunt organizați sub formă de întreprinderi individuale și întreprinderi familiare. De asemenea, Parlamentul, după cum știți, a aprobat ordonanța 130 modificată, practic a modificat schema aprobată de către Comisia Europeană, modificând schema aprobată pentru a putea pune în aplicare această lege aprobată de Parlament, promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. Este nevoie de o nouă aprobare a acestei scheme de ajutor la Comisia Europeană. Prin ordonanța, modificările de astăzi, suspendăm intrarea în vigoare a acestei legi până când schema de ajutor va fi aprobată de Comisie, ceea ce ne permite ca pe baza schemei de ajutor aprobată deja de Comisie, schema veche de ajutor, să dăm drumul, începând cu săptămâna viitoare, la măsura 3, granturi pentru investiții, o măsură așteptată de întreg mediul de afaceri. Practic, începând din această seară și după publicarea, probabil mâine, în Monitorul Oficial, putem să spunem că dăm drumul la măsura 3, granturi de investiții, și reluăm din nou măsura 1, măsură unde au mai rămas bani, pentru a putea permite ca noile companii care îndeplinesc cerințele de eligibilitate să poată primi finanțare. O altă ordonanță aprobată astăzi, care a fost aprobată săptămâna trecută în primă lectură, este vorba de modificările la ordonanța 60. Practic, extindem obiectul legislativ al ordonanței 60 de la active funcționale energetice la active funcționale industriale. Practic, ne permite Guvernului, Ministerul Economiei, ca în baza unor analize să putem interveni și să nu mai permitem vânzarea ca fiare veche a activelor funcționale industriale. Este o gură de aer pe care, o gură de oxigen o dăm economiei românești. Nu mai permitem distrugerea activelor industriale, nu mai permitem distrugerea unor companii vitale, cum este Cost Târgoviște, de ce să nu spunem. Acolo, practic, s-a bătut joc investitorul de activele companiei. Ne va permite, în urma aprobării acestei ordonanțe, să intervenim, să luăm activele funcționale industriale în contul datoriilor pe care acea companie le are către ANAF și să le reintroducem în circuitul economic. Practic, prin aprobarea acestei ordonanțe, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, nu mai putem vorbi că economia românească va fi tăiată o parte din ea la fir vechi, ba din contră, va fi repusă în circuitul economic, evident, prin dare în plată, prin proceduri legislative transparente. Și nu în ultimul rând, am aprobat astăzi în ședința de guvern memorandumul pentru compania energetică Oltenia, memorandum prin care guvernul se angajează că în perioada 2021-2025
va pune la dispoziție prin bugetul de stat schema de ajutor de stat pentru restructurarea companiei în valoare de 1.326 de milioane de euro. Compania energetică Oltenia a întocmit planul de restructurare, el este prenotificat către Bruxelles. Odată cu aprobarea acestui memorandum, guvernul s-a angajat, așa cum a promis în cursul acestui an, s-a angajat că va susține financiar prin ajutor de stat compania energetică Oltenia și este un mesaj foarte clar pentru salariații companiei energetice Oltenia că nu îi lăsăm la greu, că guvernul ce promite face și acum pot să fie sigur că un guvern normal va pune în aplicare acest memorandum și acest ajutor de stat. Se deschide practic calea către aprobarea de către Comisie a notificării pe care am făcut-o, garantând Comisiei Europene că prin bugetul de stat, Ministerul de Finanțe, Ministerul Economiei, Guvernul la ansamblu său în perioada 2021-2025 va asigura prin buget necesarul acest 1.326 de milioane pentru ajutorul de restructurare. Eu cred că sunt trei acte normative esențiale pentru economia românească, pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru industria românească și pentru sistemul energetic național. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru această prezentare. Dați-mi voie să continui cu alte acte normative care reglementează noi forme de sprijin pentru mediul de afaceri afectat de efectele pandemiei de COVID sau în unele sectoare care au trebuit să-și restrângă activitatea sau chiar să-și suspende o parte din activități. Astfel, astăzi a fost aprobat memorandumul pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural prin acordarea de granturi pentru reluarea activității operatorilor culturale afectați de pandemia COVID-19. Este o schemă discutată cu reprezentanții sectorului cultural și în această seară guvernul a adoptat, la propunerea viceprim-ministrului Raluca Turcan și a ministrului Culturii Bogdan Gheorghiu, acest prim pas pentru implementarea acestei scheme de ajutor de stat cu un plafon de 100 de milioane de euro. De asemenea, tot în domeniul fondurilor europene de această dată a fost redeschis apelul de proiecte pentru dotarea unor unități medicale. Este vorba despre apelul de proiecte din cadrul programului operațional infrastructură mare pentru capabilități medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19. Este vorba despre acele spitale modulare și containere de logistică medicală care pot fi atașate unor unități sanitare. Se redeschide acest apel de proiecte pentru extinderea ariei de aplicare și către alte categorii de beneficiari din sistemul sanitar, respectiv spitalele de urgență, dar și institutele medicale. Practic, orice unitate sanitară va putea depune și solicita decontarea cheltuielilor pentru realizarea unor astfel de obiective medicale mobile asociate unităților sanitare respective. Tot în domeniul sanitar și tot cu finanțare din fonduri europene a fost adoptat în primă lectură proiectul de ordonanță de urgență pentru extinderea sau reabilitarea și modernizarea infrastructurii de gaze medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă. Așa cum a anunțat domnul prim-ministru Ludovic Orban, după evaluarea modului în care funcționează secțiile de terapie intensivă din mai multe spitale din București și din țară, a fost identificată soluția finanțării cheltuielilor necesare pentru modernizarea acestor secții în ceea ce privește infrastructura lor energetică și de gaze medicale prin programul operațional Infrastructură Mare și acest proiect beneficiază de o alocare de aproximativ 50 de milioane de euro. Tot în domeniul medical, pentru a întări eforturile de combatere a răspândirii COVID-19 și pentru a ajuta personalul aflat de mai bine de 9 luni în prima linie în lupta aceasta cu virusul COVID-19,
a fost adoptată în forma finală ordonanța de urgență care permite desfășurarea activităților de voluntariat de către studenții din anii terminali de ai facultăților de medicină, respectiv anii 4, 5 și 6, precum și anii 3 și 4 de asistență medicală în unități sanitare implicate în efortul de limitare a răspândirii infecțiilor cu coronavirus, sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență. Respectiv, universitățile centralizează solicitările studenților care doresc să desfășoare activități de voluntariat în perioada următoare. Acestea sunt transmise către Departamentul pentru Situații de Urgență, care face redistribuirea acestor solicitări către unitățile sanitare care au cea mai mare nevoie. Această activitate de voluntariat este premiată cu 2.500 de lei pe lună pentru cei care se înscriu în acest program. Alte proiecte de acte normative aprobate în ședința de guvern de astăzi. Tot în contextul COVID a fost adoptat un proiect de lege privind unele măsuri în domeniul justiției și acest proiect de lege va fi trimis Parlamentului spre adoptare în procedură de urgență. Este un proiect de lege care ține cont de contextul actual al pandemiei COVID-19 și oferă posibilitatea instanțelor de judecată de efectuarea unor proceduri judiciare în sistem la distanță prin videoconferință și de asemenea permite instanțelor de judecată să prioritizeze soluționarea dosarelor aflate pe rol în funcție de acest obiectiv de a limita pe cât posibil răspândirea infecțiilor cu coronavirus și pentru a reduce interacțiunile fizice din instanțele de judecată din România. Este un proiect de lege, repet, adoptat de guvern și care va fi transmis Parlamentului pentru adoptare în procedură de urgență. De asemenea, a fost adoptat un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea legii 95 din 2006, legea sănătății, pentru reglementarea cadrului în care se pot furniza servicii medicale în regim de telemedicină. Tot ca urmare a faptului că în această perioadă multe dintre activitățile desfășurate în zona serviciilor publice s-au mutat în spațiu digital, online, și pentru a reduce interacțiunea fizică sunt încurajate astfel de soluții pentru furnizarea acestora în regim online, chiar și în domeniul medicinei. Practic, prin această ordonanță de urgență se creează cadrul pentru furnizarea serviciilor medicale în regim de telemedicină. De asemenea, a fost aprobat un memorandum în ședința de guvern, important pentru domeniul cultural. Este vorba despre aprobarea unui contract de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 216 milioane de euro, pentru reabilitarea unor clădiri de patrimoniu cultural sau construirea și modernizarea unor astfel de obiective. Este un contract de împrumut foarte important pentru realizarea unor obiective de investiții în ceea ce privește reabilitarea patrimoniului cultural național. O mare parte din acest împrumut va fi folosit pentru Muzeul Național de Istorie, dar sunt și alte obiective de investiții importante, precum opera nouă de la Iași, la fel opera de la Cluj-Napoca și așezămintele Brătienilor din București, Vila Florica din Argeș, sunt obiective culturale de investiții care vor putea fi reabilitate, modernizate prin această facilitate de împrumut în valoare de 216 milioane de euro, la care se adaugă contribuția statului de aproximativ 20%, ceea ce înseamnă un buget total de 270 de milioane de euro. Acestea au fost principalele acte normative. Sigur, mai există de asemenea un alt act normativ important de adus la cunoștința publicului. Este un proiect de hotărâre de guvern care modifică modul de acordare a ajutorului financiar pentru organizațiile de producători
și alte forme asociative pentru comercializarea produselor din sectorul fructe-legume. Prin acest proiect de hotărâre de guvern se modifică limita maximă a ajutorului financiar nerambursabil pe care îl primesc aceste forme de asociere de la 50% la 70%. Practic, după adoptarea acestui proiect de hotărâre de guvern, organizațiile și formele asociative ale agricultorilor din sectorul legume-fructe vor putea beneficia de un ajutor financiar mai mare din programele de finanțare nerambursabilă. Acestea sunt principalele acte normative adoptate în ședința de guvern din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. Sănătate multă!